Casa Județeană de Pensii Giurgiu a distribuit prima serie a biletelor de tratament. Cele 12 bilete alocate județului nostru pentru prima serie din luna februarie au fost deja distribuite beneficiarilor. Din cei 12 solicitanți, 6 vor pleca către stațiunea Covazna, 4 către Olănești și 2 către Pucioasa. Până în prezent, la Casa de Pensii au fost înregistrate peste 900 de cereri pentru obținerea unui bilet de tratament. La data de 4 februarie 2014 a fost emisă Ordinul 39 al Casei Naționale de Pensii Publice, prin care s-au aprobat criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistem organizat și administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Văsnice. La nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu au fost înregistrate în intervalul 3 februarie 2014-12 februarie 2014 un număr de 919 cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. Până la ora actuală au sosit 12 bilete de tratament balnear în stațiunile Olănești, Covasna și Pucioasa. De un tratament balnear pot beneficia persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii asigurat al acelui sistem și beneficiar al prevederilor unor legi speciale. Biletele de tratament se acordă individual, iar în decursul unui an, o persoană are dreptul doar la un singur bilet. Cei ce doresc să obțină un astfel de bilet trebuie să depună la sediul casei teritoriale de pensii, cerere tip și copie după cartea de identitate. Restul documentelor necesare vor fi atașate la momentul eliberării biletului.